Mergem la segmentul de piețe valutare. Aici putem începe clasic cu EURUSD. O revenire ușoară a monedei unice europene. Datele au fost destul de bune din Europa, dar e un dans în interiorul aceluiași interval. HICP Flash, important, la ora 12 se așteaptă un 1,2%. Este deci o valoare la nivelul cerei anterioare. Valoarea core e așteptată la 1% de la 0,8 anterior. În același timp, mai avem și datele importante din Statele Unite, tot pe inflație, cheltuieli de consum, Chicago PMI și sentimentul al consumatorilor. După părerea mea, împreună aceste cifre ar fi mai degrabă de partea EURUSD și nu împotriva acestei tendințe. Mai mult 13,52 a rezistat în câteva ocazii, așa că zic eu, fără dezamăgiri majore, mai vulnerabil este 14,12 decât 1,13,52 în sesiunea următoare. După summitul G20, un dolar mai slab ar putea fi rezultatul unor negocieri nereușite, pentru că ar însemna că Fed-ul este mai aproape de o tăiere de dobândă, o tăiere agresivă. Însă eu cred că în primă fază totuși USD-ul, pentru că ar fi un pic de învălmășeală, de vălmășie în piețele valutare și nu numai, probabil că dolarul în primă fază ar avea o reacție pozitivă, însă ulterior cred că nu ar avea o reacție pozitivă. Deci, în ipoteza noastră de bază, probabil că după weekend dolarul ar fi ceva mai sus, deci euro să de ceva mai jos. Însă până atunci, trendul pare a fi încă unul ascendent pentru EURUSD. Mai sus rezistența la 14,50 și 14,76. În Marea Britanie se discută chestiuni serioase, cum ar fi suspendarea Parlamentului, pentru că Theresa May ar putea vota, și alți membri, bineînțeles, nu doar Theresa May, ar putea vota împotriva unui plan de ieșire fără acord, unui no deal Brexit. Dacă lucrurile ajung în această zonă, probabil că lira va fi sub presiune consistentă. Încă nu știm dacă Johnson va fi viitorul lider al conservatorilor și viitorul premier, însă e posibil. Ceea ce zic eu planează ca un nor asupra lirei sterline deocamdată. Suportul este la 1,2661 și apoi 1,2641, mai jos 25,98, rezistența la 27,10, 27,23 și 27,84. Și cred că răbdare încă mai există. Traderii pe liră sterlină păstrează așa un calm britanic, dar nu cred că ea este infinită. Dolar yen, graficul acesta daily ne spune foarte mult. Pentru că trendul este descendent, sesiunea de ieri a fost una de tip shooting star și acum piața se mișcă din nou în sens descendent. Ceea ce eu aș zice că are sens în această perioadă. Dacă ne uităm mai în detaliu pe un grafic intraday, o să constatăm că această scădere este una întreptă și destul de bine ținută sub control. Dar totuși pare vulnerabil 107,53, 107,35, 107,03, rezistența fiind pe la 187,96, 96 și 114. Cu alte cuvinte, mai vechea regiune de suport, 108, 110 pe acolo, a fost retestată, nu s-a putut menține piața mai sus, acum începe scăderea. Numai că 78,6 e cam ultima barieră pe acest parcurs descendent. Și atunci
Întrebarea este, toată mișcarea a fost o corecție sau e un început de ceva mai serios? Și acest suport pe la 106,62-106,63 este relevant. Cu rezultatul nostru așteptat pentru întâlnirea G20, cred că totuși dolar-yen este vulnerabil și a risca unele scăderi suplimentare. Vom vedea ce se întâmplă. Euro-ron revine spre 4,73. Nu e o reacție majoră și nici una foarte surprinzătoare. Să încercăm să decriptăm ce se întâmplă aici. Avem niște date astăzi la nivelul unor cifre din agricultură, tendințe în activitatea economică și autorizații de construcție. Haideți să le vedem. Autorizații de construcție în creștere. Plus 12%, 12,8 lunar, dar minus 6,8 față de luna mai 2018. Iar modificări în tendința activității economice în industrie, de la tendință de creștere, avem o evoluție stabilă și cam atât. Deci, ca variații, restul e pe creștere, și construcții, și comerț, și servicii, dar industrie încetinire și cred că se importă slăbiciune via Germania și alți parteneri comerciali importanți ai noștri. Cred că încă suntem în range, dar trebuie mare atenție la 4,73, 4,74 și 4,75. Acum sunt nivelul de rezistență. Suportul 71,80, 4,71 și sper să reziste în această zonă, dar vom vedea dacă nu cumva presiunile vor fi mai mari spre creștere.